Alina Sorescu a fost mereu o persoană extrem de discretă și a preferat să-și țină viața amoroasă departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, unele dintre relații în care aceasta a fost implicată au devenit publice, iar una dintre ele a luat prin surprindere pe toată lumea. Se pare că înainte să îl întâlnească pe Alexandru Ciucu, Alina Sorescu s-a iubit cu nimeni altul decât Gabriel Coveșanu. Relația celor doi a fost una de scurtă durată, iar artista a încercat să o țină cât mai departe de atenția publică. Însă, cel care a dezvăluit-o a fost chiar Cove. În urmă cu ceva timp, acesta recunoștea că el și Alina Sorescu au avut o legătură aparte. Se pare că aceștia au încercat să formeze un cuplu. Timp de o lună au ieșit la diverse întâlniri, însă în cele din urmă și-au dat seama că nu sunt făcuți unul pentru altul și au decis să o apuce pe drumuri diferite.